deci vă duceați spre cave, iar toți conduceți fără incidente, toată lumea perfect, și ajungeți în final la The Cave. Vedeți că este mai mult decât un club, e mai mult așa un bar de ăsta de motocicliști, are așa... Duce lipsă de glamurul și imaginea stilizată pe care avea Succubus Club și este mai mult ca așa de tav, de motocicliști, de lume așa dură. Mm-hmm. În parcă este un fotor motocicletă lângă celelalte. Ok, dă-mi un Dexterity plus Drive iarăși. Un succes. Ok, cu grijă parchezi motocicleta printre celelalte și aproape că dai un efect domino când încerci să o parchezi, dar e totul ok. N-avea grijă. O lustruiesc așa puțin, o mângâi și intru în club. Ok, intrați și voi, presupun? Da, intrăm și noi în club. Ok, intrăm și noi în club. Zic așa, uite mă, club pe gustul meu, nu cu un palaj de aia care stau la ușă și nu fac nimic. Sau fi sperie okay. Lumea de pomană. Deci când intrați, vedeți un tip așa mare, un tip ditai tipul așa, care așa cu o barbă multă, care are așa un cercel în ureche, cu o ditai țigare în gură și vă întreabă: hai să mă, ați venit aici să vorbiți cu Howard? Cu cine? Nelly. Vă dați aminte, ți-aduce aminte, Lambert, că Sara a menționat vampirul care ar putea să te ajute, se numește Horace Tanbal. Mm-hmm. Horace, deci nu Howard, Horace. Horace Tanbal. Harass. Da, cu Horace. Harass. Sigur. Ziceți mă, ați venit să-l vezi pe Horace sau n-ați venit? E da, mă. Indubitabil, fără nicio urmă de îndoială. Ok, ok, hai, treceți pe aici. Eu sunt Fred, apropo, de parcă v-ar interesa. Cine? Ok, eu sunt Howard. Lambert. A zis el e Fred? Da, îi spune Fred. Vezi, zic, chiar... Ce-mi poți spune despre Fred? Howard. Da, și vedeți că se uită la voi așa de parcă... Iar idioți de ăștia nu născuți, bă, nu poate să mă lase în pace lumea și trebuie să fac eu de portar toată ziua. Zice asta deci cu... Nu, pe fața lui. Am înțeles. Deci da. Lui Fred nu-i place să fie portar, îmi fac o notiță mentală și despre asta. Da, ok. Nu-ți pune prea multe chestii în minte. Deci vă duceți sus. Este la etajul superior, apropo. Și când vă duceți sus, vedeți o grămadă de vampiri, așa, motocicliști îmbrăcați. Bine, mă, ești frumușel, nu altă chestie. Care sunt toți în jurul unui coach și vedeți pe o altă masă un tip cu un steak în inimă. Pe un tip cu un steak în inimă? Da, da. Da, seama că este vampir, desigur, și când Horace vă vede, ziceți: a, salut, mă, voi de unde ați venit? Din noapte, de unde să venim? Apropo, Lambert, de afară. Tu dă-mi un Perception plus Occult, Lambert. Plus Occult. Cred că e puțin cam târziu, nu? Să-mi pregătesc ritualul ăla de pe Void, Wooden Death. 4. În prima noapte ți-l luau automat pe ăla. Da? No, ok. Da, îți dai seama că tipul este un Malkavian, Horace. Spune așa, din noapte m-au călăuzit vocile. Altul care aude voci. Cum de eu nu le aud niciodată? Îți șoptesc, trebuie doar ca să nu le ascult și vor urla din ce în ce mai tare. Mă rog, mă, voi ce ați venit aici să... ce vreți să averiguați? Ia. Vrem să vorbim cu Nelly. Și apropo, avem aici un mic pariu, dacă vreți, și arată cu mâna spre tipul cu steak-ul în inimă. Asta vreau să zic, cine-i mortul? Sau, mă rog, înjunghiatul. Când spune înjunghiat, el râde așa și și spune: ăsta Eric Weiss își spune, și spune că poate să iasă dintr-un steak el singur, fără ajutor. Nu prea văd că îi reușește. Și-am pus toți pariu să vedem dacă poate. Vreți și voi să puneți pariu? Eu mă duc la el și spun pariu că
nu o să mă afecteze cu nimic steak-ul ăla și că mă ridic eu după ce mă înfigi unul în piept. Tu? Da, eu. Mă rog, vezi că scoate steak-ul din tipul ăla și tipul se ridică așa fără nicio problemă și spune nu prea îți recomand. Mă, și spun, depinde cât de mare e miza, dacă e destul de mare mă bag. Și îndreptându-se spre Lambert și Howard vă spune, ia mă, vrei și voi să puneți în bet? Desigur. Eu pariez pe Cassius. Sunt confident în abilitățile lui Cole. 200. Nu, mă refeream, se refer la pariu cu el. Să ne băgăm și noi țapa în inimă. Da, dacă vrei puteți să mă stacați unul din voi, ca să fiți sigur că nu e nicio păcăleală. Eu las pe Cassius. Și spune Horează, stai mă, să terminăm pariu cu el, că omul a venit aici să ne demonstreze și noi un spectacol. Dacă vreți, după aia facem cu prietenul vostru. Desigur. Deci, puneți pariu sau nu puneți? Hai! Nu, pe prietenul vostru nu. O pun și eu 50 pe el. Ok, vreți să stacați unul din voi? Ok, stachez eu. Adică, să-i băgăm noi ăla în inimă. Ok, spune tipul din, spune Eric, care e cel care o să fie stacat. Te apropii de el, presupun, nu? Da. Și dă-mi un strength plus, plus mele, da. Auzi, poți să-mi dau seama dacă vreunul din ei folosește un ritual sau ceva? Nu. Scuze. Magie, blood magic? Nu poți, scuze. Dacă n-ai ritual specific pentru asta, nu poți și nu prea ai. 4 succese, bine, 4 și un 10. Okay. 10. După cum de greu e să stachezi un vampir, tu dintr-un anumit motiv reușești numai într-o primă parte. Bani acolo, imă, și dă-mi un 1 de 4, te rog. 4. Ouch, au, pierzi 4 puncte de umanitate. What? Păi tocmai a stacat un om cu sânge, cu blood, cu... Da, ăla era om sau era vampir? E, mă rog, vampir, dar tot l-ai stacat așa fără să te gândești, pur și simplu. Auzi, poți să-mi dau seama dacă Eric măcar e tremer? Dacă îmi dai un perception plus ocul, da. Da. Mă rog, îl pun pe Eric deja stacat, nu-ți dai seama, îl pun pe Eric deja stacat într-un sarcofag de ăsta și trece așa ce trece, ceva timp, vreo 10 minute, 15. Eu mă uit așa la ceas, știi? Da. Și începe să se miște așa tapa și tipul iese, fără steak. Și rămâne toată lumea cu gura așa deschisă în plan... What the hell just happened? Aplaud. Deci din câte știm noi, în mod normal n-ar trebui să poată să facă asta, nu? Niciun vampir că... nu poate să facă asta. Nici cei mai bătrâni. State to the heart înseamnă basically că... Ești paralizat. Așa, am înțeles. Poți să faci nimic. Așa că rămâi toți impresionați. O să-mi dau seama de șmecherie cu un intelligence sau ceva? Cer să-mi dau seama să văd dacă văd ceva neregulă. Poți să-ți dai iar intelligence. Poate are inima pe dreapta. poți să dai iar un intelligence plus occult. Intelligence plus occult, ok. Dacă dau și eu. Nu-ți dai seama. Deci nu cred. Să dau și eu mă prost pot să dau cu Zaru în seara asta. Seara asta nu-i seara ta. Ce vrei să dai, Lambert? Am dat și eu inteligență cu ocult, pot îmi dau seama de ce. Și eu tot la fel. Ok, Howard nu-ți dai seama de nimic, dar Lambert tu-ți dai seama că este un tremer și are o față destul de cunoscută. Dar nu știi de ce, poți să-mi dai un intelligence plus academics dacă vrei, sau science, oricare din ce două merge. Academics, aiște ca memorie edică, e... Pe deitică. Doar dacă ai citit ceva despre un anumit personaj istoric. Ok. Houdini. Un succes. Brai. Ok, ții minte ceva cu numele, cu inițiale HH, dar nu ți-aduce aminte bine cine. Da. Are o față extrem de cunoscută. HH, adică Heil Hitler?
Nu, Houdini, probabil, nu? Exact. Ce spun, minunată performanță, domnule H. Minunată performanță. Tipul se uită așa la tine și... mă rog, se apropie de masă și ia banii, vă dă și voi partea voastră, sau, mă rog, Lambert își ia partea lui, $100. Mm-hmm. Și se uită la tine Lambert și spune așa în șoaptă, dă-mi partea din spate, în 5 minute. Desigur. Mă rog, și vedeți că Horace a rămas așa cu față de what the hell? Și vă spune așa la voi, wow, ați văzut chestia aia? Am văzut, dar cât de o să fie și mai impresionat după ce o să fac și eu. Wow, incredibil. Cum a făcut asta? Mă duc și spun, cred că pot să-ți demonstrez eu. E rândul meu, cred, nu? Desigur, vreți să puneți pariu pe amicul vostru? Să sară pariurile, să vă aud. Eu vreau să pun $100 pe pariu, pe Cassius. Tot 50 pun. Ok, puneți toată lumea 50. Vreți să le stacați unul din voi? Eu nu. Întrebare. Presupun că mi-au și eu parte din bani dacă câștig, nu? Da, ești tu parte din bani. Superb. Trebuie să-ți menționez că acel ritual dezintegrează arma înainte să fie pusă în inimă. Da? Da. Poate o să aibă o surpriză. Ei știu de ritualurile de genul ăsta? Știu doar că tremer folosesc magie, dar nu știu nimic de ritualuri concrete și alte tipuri. Bine, o să aibă o surpriză. Ok. Vezi că un motorist se spune așa pe tine, e pregătit să-ți bage acolo steak-ul în inimă, dă un roll. Ai grijă, mă gâdilă înțepătura. Oricum, da așa cu dita e forța în, cu steak-ul în inima ta. Și înainte să atingă, vedeți toți cum steak-ul se dezintegrează în praf înainte să-i atingă inima lui Cassius. Și toată lumea rămâne așa în plan... Ai ratat! What the fuck? Zic că trebuie să aveți și niște țepe mai de calitate. Ok, spune Horace. Ce dracu s-a întâmplat acum? Am rămas complet out. Să ceva să ne explice. Unele ce spun... Unele lucruri sunt mai bine să mai fie... trag ca pe vremuri. Da, eu mă și spun unele lucruri sunt mai bine să rămână neștiute. Se uite așa la tine și presupun că ai câștigat? Și spun, presupui corect. Dar dacă ne ajuți cu niște informații, s-ar putea să îți mai spun așa câteva detalii despre ce s-a întâmplat acolo. Oricum, vă distribuie la toți banii, câștigați fiecare $100, toți motoriștii se uită așa urât la Cassius de parcă mincinosul dracu. Noi, le-ați spus la nou banii? Da. Da. Ok. Și vă spune, ok mă, deci ce vrei să știți, ia? Și dă un semn la barman să aducă niște băutură. Zic că vrem să știm de Nelly. Nelly? E cam greu să știți, dacă vreți pot să sun pe cineva și să văd dacă găsești ceva. Păi sună-l, noi așteptăm. Ok, vezi că știți la un telefon. A? Au trecut 5 minute? Da, au trecut deja 5 minute. Ok, eu mă scuz și mă duc după domnul H în spate. Ok, Leamăr se duce după domnul H și vouă vă aduce băutură. Tu, ție, Howard, ți-aduce un Jack Daniels. Și ție ce-ți plăcea, Cassius? Ca și băutură? Da. Orice, vodka, rom. Ok, ți-aduce un pahar așa de ron tare, bine tare. Măi, și cât timp voi sunteți acolo, eu o să trec cu Lambert pentru un moment. Și vezi că tipul te așteaptă afară și spune... ești un tip inteligent, ha? O, mulțumesc pentru acest compliment. Deci, și cine sunt, nu? Să spunem că știu destule. Da. E de bine, mi-am dat seama că prietenul tău de acolo de înăuntru
E din sângele meu, înțelegi? Da, trimiere. Da. Ete, și pune ceva pe o hârtie, ok? Dă hârtia într-un rol, într-un sul. Spune-i că ți-o dă și spune-i, dă-i asta micului tău. Desigur. Și spune-i că poate să am nevoie de el așa mai târziu. Mare plăcere, domnule H. Vrei un autograf, ceva? Desigur. N-am nicio poză la mine, dar pe carențelul ăsta, vă rog. Ok, scoate așa un pix la tine și spune acolo Harry Houdini. Mulțumesc, domnule Houdini. Mare plăcere să vă întâlnesc. Plăcerea a fost a mea. Mereu dedicat fanilor mei. Hai, pa! Seară bună. Ok, după ce dispare, sopă așa. Houdini, Houdini. După aia mă calmez și eu intru înapoi. Ok, vedeți că Lambert intră înapoi, cam entuziasmat. Știți de ce? Întreb pe Lambert, ce ai făcut? Am vorbit cu cineva foarte important, nimeni pe care îl știți, e celebru, lumea, bine, mai bine îmi spun, e cam secret. Mă apropii de Cassius. Poftim. Îi dau așa pe furiș. Hârtia. Ok, vezi că Lambert îți dă o hârtiuță, o hârtie, așa, făcută într-un sul. O iau așa încet, fără să mă uit sau să fac vreun gest, o iau așa încet și o bag în buzunar. Ok. După ce ați făcut toate astea, vedeți că Horace începe, pune telefonul jos și spune: ok, băieți, am reușit să contactez cu Nelly. Și spune că cineva important vă așteaptă la... caut așa, de parcă ar avea un palat mental. Și caut acolo și spune... Muzeul de istorie naturală. Vă așteaptă cineva important acolo. Eu pot să dau un reception cu alert sau ceva să văd dacă... Minte, da, și dacă minte, dacă... sau empathy sau... Da, pot să dai un perception plus alertness. Nu, plus empathy, pardon. Plus empathy. Da, puteți da toți dacă vrei. Deci. Da. Eu sunt foarte sceptic așa din fire. Da. Foarte precaut, ca să zic așa. Nu sunt succes. Ok, Cassius, tu spui în penie sau două. Fă un rol, te rog, pentru asta. Ce să fac? Interpretează pentru tâmpenia pe care o spui. Păi stai, eu eram atent, vorbeam. Da, 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 ai dat un critic fail, așa că trebuie să pui vreo tâmpenie ca să compensezi. Mă gândesc la ceva. Da, la ce? Păi, la ce să zic? La pisici? Și că mă uit așa și zic, mamă, deci la hanoracul ăsta negru ar fi mers niște papuci roșii, așa. Nu m-am îmbrăcat bine azi. Ok, se uită Horace la tine așa ciudat. Tu, Lambert, îți dai seama că tipul nu minte, deci e total serios. Mm-hmm. Tu, Howard, nu prea îți dai seama de nimic. Și vă spune, a zis că nu o să stea acolo mult timp, tipul, așa că mai bine mergeți fuga. Vom zbura ca vântul. Apropo, cânta să vă cunosc. Mare. Dau mâna cu el. Da. Când dau mâna cu el, îi dau desigur o carte de vizită. Dacă ai nevoie de vreodată să cauți ceva, să bei cineva sau ceva ce caută cineva, caută-mă. Și spune acolo, ok, și face așa cu cardul în aer. Dacă vreți o băutură ceva, mereu să bineveniți aici. Cum aș putea sigur, să o să venim, îmi place localul ăsta. Mă, tu și pretinerii. Tocmai venim din alt local mult. Mai... de gustul meu. Ok, Cassius, ce vrei tu să spui? Vreau să întreb cum aș putea să fac rost de o picătură din sângele lui ca să aflu așa mai multe detalii despre el. Văd cam dificil asta, că vrei poți să pui așa vreun țep așa pe undeva ca să se înțepe în el. Trebuie să-mi dai un... Da. Aș vrea să încerc. Dexterity plus stealth pentru asta. Bun. Pui nac acolo ceva. Dexterity cu stealth, da? Exact. Așa, bun, hai să vedem. Deci chiar vrei să încerci să îngeri unui Mark Avian? Da! Ești idiot?
Mă rog, pui cu succes acul și vezi că atunci când pune mâna pe masă Horaz, se iei mână și da, damn it, cine a lăsat macul ăsta pe masă, idiot? Și zic, las, îl dă încoace că l-arunc eu. Îl iau și vreau să mă fac l-arunc așa, dar nu să nu l-arunc practic. Vrei să-l sugi un pic așa, nu? Da. Ok, sugi așa un pic din acel sânge. Și dă-mi un willpower roll. Willpower? Cum dau willpower roll? Te duci la unde pune willpower și în dreapta ai un zar. Zar, corect. Ok, foarte bine. Afli că este un Malkavian și tocmai spui, bă, ce idiot sunt, am băut sânge la Malkavian. Poți să simt că a făcut asta prin rețeaua malkaviană? Dacă vrei, poți să simt. Da, mă uit așa către el. Mă dau și mai în spate. De cumva să întrece pe nu cumva să zice să mă obiești pe mine sau ceva. Îți dai seama că tipul este generația 10, am de canonul Malkavian. Are 10 puncte de sânge în sistemul său. S-a alimentat acum vreo 5 ore, mai așa puțin. Zic că s-a alimentat, parcă zic că s-a dus la peco. Da, exact. Păi e ca, ce, la, ca și la clubul ăla, știi? Pompa asta e liberă, bine. Exact. Are un nature de... Ce vrei, cu sau fără plumb? Are un nature de confabulator, manipulator, caltă, mai puțin. Nature confabulator. Ce e ăla? Păi că așa confabulează, se uite așa. Ok. Și cam asta e tot, toată informația pe care o ai. Păi, fac așa. Zic, asta a fost... Cam amar sângele, apropo. Enlightening, ca să zic așa. Da, cam amar sângele, apropo. Foarte amar. Cel mai amar pe care l-ai încercat în viața ta. Squip, por, mă fac... Se uită lumea la tine și spune, ce ai mă, ce ai mâncat? Și când spune ce ai mâncat, toată lumea începe să râde, așa. Zic că îmi rămăsese puțin spanac între canini. Ce mă, toată lumea acolo să râdă. Mă rog, noi mai stăm pe aici, mai stăm pe aici după aia că mergem acasă. Dar trebuie să mergeți pe la muzeu. Mm-hmm. Hai să mergem la muzeu. La muzeu? Cam cât e ceasă în noapte? Sunteți pe la 3 dimineața. Ok, deci mai avem timp. Scuze, sare soarele la 7, fiindcă sunteți... e 25 decembrie, chiar e Christmas. Crăciun? Deși vampirii nu prea celebrează Christmas, fiindcă deci morți au... Deci Die Hard. Mă uit la Christmas, ce mi-ai luat cadou de Crăciun? La Howard. Auzi întrerupor. Dacă îți iau ceva frumos de la muzeu. Ce muzeu ăsta de istorie naturală? Da, la muzeul de istorie naturală. Uh-huh. O să-ți iau o broască într-un formol, ceva. Întotdeauna mi-am dorit un cimpanzeu. Ok. Vă duceți în mașină, presupun, nu? Da, și în motocicletă. Da. Da. Ok, dați-mi iar unde este tipul zai. Ok, deci amândoi mergeți foarte bine, mergeți nu ca piloți de Formula 1, dar ca piloți de raliu cel puțin, mergeți așa foarte bine prin Recovex, prin toate locurile posibile și ajungeți în muzeu, la muzeu mai puțin 25 minute. Timp record. Exact. Parcăm. Zic, dacă te-aș fi plătit pentru cursa asta, ți-aș fi dat bacșiș. Deci poți să-mi dai acum bacșiș, hai să ieșim. Îți fac cinste cu alimentare. Mersi, o să țin minte. Ok, apropo, s-a dus ritualul tău, Caseus, așa că dacă vrei să mai fii protejat, trebuie să-l faci, trebuie să-l mai faci niciodată încă o dată noaptea viitoare. Noaptea viitoare? Da, durează decât până când se termină noaptea sau până când este folosit. Ah, ok. Și nu poți să-l fac de două ori în aceeași noapte, o dată pe noapte, basically, nu?
Poți să-l faci de două ori în aceeași noapte, dar ia o oră să spui toate idioțelile în cercul de... Am înțeles. Da. Așa că sunteți la muzeu. Este tipicul muzeu așa american cu glass building, grei, leapta și stânga. Te auzi cum te ruperi, nu? Sau doar la mine? Da, da, nu s-au zis că te ruperi. Dar am și o întrebare. Cât mi-ar lua ca să fac ritualul Impressive Aspect? Ca să fiu așa mai atractiv? Impressive Aspect? Mai găsit în izmene, n-am fișerul cu ritualele deschise, scuză-mă. Mi-ar fi plăcut să-l pregătesc așa, să fiu mai pregătit, mai atrăgător când vorbesc cu restul lumii. Ia un moment, voi vorbiți între voi, faceți roleplay cât găsesc eu, scuze pentru asta. Bun, și zic. Hey, Howard, iartă carențelul cu semnătorul cu Dini. Habar n-am ce e, e carnețel. Poți să... Ce scrie? Scrie că nu prea înțeleg eu mâzgălitura asta. Howard, ia uite mă, ăsta cheamă ca pe mine. Howard Houdini, măi să fie. Dacă vrei poți să dai un Intelligence plus Academics ca să fii sigur că e semnătura la Harry Houdini. Că ce? Poți să nu, vorbeam cu Howard. Howard, da. Am dat 3 succesuri. Ești surprins, fiindcă ai văzut semnătura în fotografii și e semnătura autenticului Harry Houdini. Ia uite mă, băi, crezi că îl găsim și pe Elvis? Elvis? Greu de zis. Ca informație de metagame, Elvis este un bruha. Mm-hmm. Super. Deci când a părăsit clădirea... E și Kennedy cumva? În inimă, în curând. Când a părăsit clădirea, de fapt s-a născut ca vampir sau ce? Nu, e chestia că Houdini făcea spectacolul lui și un tremer care mergea pe acolo a rămas așa foarte impresionat de ale sale, crezând că era magia adevărată și a oferit viața eternă. Și Houdini, fiind Harry Houdini, a acceptat, desigur. Voi ce ați fi făcut? Nu să vezi pas. E greu de ce? Vezi. Viață eternă, putere, magie. Mă lași. Vrăjel, domnule. Am văzut eu cum merg. Când poți vedea planurile sensul. Astea, țin ucigașe, culturile astea. Ai găsit ceva acolo? Da, demit, am uitat cum se face. Dar hai să zicem că este... ai nevoie de un mirror, de o... Și n-am și o oglindă la mine? Dacă... Da, are în mașină Lambert un... Mă duc și vreau să-l fac dacă pot. Ok, trebuie să folosești un plot point și să-mi dai un willpower. Un willpower roll? Exact. Și să folosești un punct de sânge. Deci ai zis că eram plin cu punctele de sânge, da? Da, ești la... Am folosit unul. 15, bă, cât ți-ai pus aici? Ești n-am care e plinul. Generația 8-a e maxim 15. Ok. Bine. Da. Ai tăiat unul, da? Da. Și dau și willpower roll. Uite, gata. Ok, vedeți că Casey-ul stă în fața oglindei vreo 15 minute spunând idioțenii care nu le înțelege nimeni? Și zic, hai prințesă, mai repede, hai că trece noaptea. Și când termin, ai pentru noaptea asta 2 puncte în plus pentru appearance. Mm-hmm, ok. Doar pentru noaptea asta, deci ai 4 în total. Și cât sunt la acolo la oglindă, vreau să mă uit să citesc și ce mi-a scris pe biletul ăla. Ok, vezi că dai așa un quick look și vezi că este un ritual de taumaturgie. N-ai timp să-l studiezi acum, ți-ar lua câteva ore, dar... Îl pun deoparte și mă uit mai târziu. Ok. Doamne, ce-am mult?
Ok, deci cât sunteți în fața muzeului, vedeți că este patrulat de gărzi care sunt sub dominion, adică sunt la will-ul vampirilor. Deci puteți să întrebați că vreți să vorbiți cu cineva și ei vă lasă să intrați. Ne apropiem atunci. Mă duc, da. Îi fac bărbați toți? Da, sunt toți. Că poate e unul gay, n-ai de unde să știi. Da, mușile zâmbesc și spun, îl căutăm și noi pe... Deci îl căutam pe Nelly, nu? Da, puteți spuneți că îl căutați și pe prinț. Pe cine? Pe prinț. A, așa. Ok. Îi spun asta, ce zice? Zice ceva? Nu, dar vă duce spre ușă și vă deschide ușa. Intrat? Și înăuntru e lumină e sau nu e luminat? E beznă. Noi vedem prin întuneric? Nu, dar puteți să-mi dați un perception. Poți să-mi amplific vederea ca să pot să văd mai bine până întuneric? Dacă aveți auspect, puteți să-l folosiți și să vedeți în întuneric. Da. Am și eu auspect și eu. Ok. Folosiți auspect toți, vedeți mai bine pentru întuneric. Și auziți că pașii gărzilor la câteva, deci, zeci de metri. În spate, în față? În toate direcțiile, așa că nu prea contează. E prin toate părțile. Fiindcă aveți auspex, să-l auziți dintr-o grămadă de locuri. Ok? Deci, sunteți la muzeu, mergeți într-o direcția generală. Apropo, muzeul este fix la stânga lacului Michigan. Ca un fact interesant. Nu mă uit pe fereastră. Nu-ți place apa? Nu nicio fereastră. Am înțeles. Nu este nicio fereastră înăuntru. Bun, deci nu mă uit pe niciun aspect. Este o fereastră, dar este foarte, foarte sus. Bun, nu mă uit pe ea. Ok? Zic, mă uia și să zic că ar trebui, cred că, să grăbim pasul puțin dacă vrem să găsim. Ok. Vedeți că muzeul, chiar dacă vedeți prin el, este plin de umbre al scheletelor de dinozauri, umbre al mamuților disecați, care nu sunt chiar mamuți, sunt machete, dar tot așa. Sau de partea de zone de păsări împăiate. Da, chiar vezi o rață din epoca așa antică. E masivă? Da, e destul de... E mai mare ca o rață normală. Dă-mi un Courage roll, te rog. Courage the cowardly dog. Cățel neînfricat, da, curaj, cățel neînfricat. 1, 2, ok, stai așa să te uiți la aia durante un moment și spui, hai că pot. Pot, poate că e moarte împăiată. Eu mă întorc către Lambert și zic, Lambert, ești ok? Da, zicem că am amintiri neplăcute. Ai văzut ceva? Amintiri neplăcute a fost odată și rămân așa acum... puțin pierdut în amintirea mea, că timp plăvrăgesc mai mult pentru mine însumi. Eu vreau să zic, sunt doar eu sau rața aia s-a mișcat? Nu, așa rapid către... Eu și către rață. Glumele okay, astea nu sunt frumoase. Da. Mergeți așa, până ajungeți la un schelet de mastodont. Și fiți acolo, vedeți o umbră. Umbra așa, care stă cu spatele la voi și vă spune, ați venit în sfârșit. Tu cine ești, îi zic eu. Da, suntem aici, nașule. Vă spune, cine sunt eu nu e important. E important cine sunteți voi. Și eu mă uit la el și zic, nu, e destul de important și cine ești tu. Oh, fix cu cineva ca tine vreau să vorbesc. Și ce ai vrea să-i spui cuiva fix ca mine? În general pentru toți voi. O să vă duceți la câmpul de
fotbal al Soldiers, se referă la fotbal american, desigur, și o să așteptați în linia celor 45 de metri ca cineva să vă ia. O să faceți asta și nimic mai mult. Eu zic că, ok, deci eu deja m-am săturat, deci am fost plimbați prin tot orașul ăsta, serios. Cineva ar ieși odată din umbră să te vedem și noi. Am spus, o să faceți asta și nimic mai mult. O să vorbim atunci, mai pe larg. Noi ți-am spus să ieși din umbră să vedem cine ești, ca să știm dacă să te ascultăm sau nu. Singurul lucru pe care trebuie să-l ascultați este ceea ce spun. Așa că plecați și faceți ce v-am spus. Pot cumva să văd prin umbră? Nu. Este o umbră dublă. Eu nu sunt convins. Știu unde se aude vocea? Da, da, din umbră. Adică e umbra așa acolo. Zi-ne un nume măcar. Zi-mi tu un nume. Tremer. Nu se zic. E doar politicos, eu te-am întrebat primul. Zi-mi-l tu pe al tău și ți-l zic și eu pe al meu. Numele meu nu e important și o să-l știți în curând. Faceți ce v-am spus și o să averiguați și o să știți răspunsurile. Îl pot să-i dau un bluff? Divina prin nebunie. Pardon? Îi pot divina numele prin nebunie, adică să spun aleator un cuvânt și poate ala să fie. Dacă vrei, poți să-mi dai un willpower roll. Willpower? Da. Ok. Eu vreau să-i spun, eu sunt Bruce, 500, tu cine ești? Ți-am zis numele. Puuu! Spui numele Nelly. Nelly. Da. Și atunci el... Face ochii mari pe care nu-i vedem că e în umbră. Exact. Exact. Se întoarce spre voi și spune... Faceți ce v-am spus decât, ok? Și pleacă. Bine. Bine. Ok, era Nelly. Tot ce am vrut. Hai să mergem. Ok. Deci vă duceți la câmpul de fotbal al Soldiers, presupun. Mm-hmm. Dați-mi un Dexterity plus Drive. Dexterity plus Drive. Și zi, mă băieți, cum să luăm ordine de la un tip, un bărbat pe care îl cheamă Nelly? Da, și mie se pare cam ciudat. Okay, și în timp ce conduc, îi spun Locasio, să știi că și eu am fost jucător de fotbal cândva, în tinerețe. La cât ești de masiv, te cred pe cuvânt. Eu nu, n-am fost niciodată mare fan al lucrurilor fizice. Și zic că, dar de atunci n-am mai călcat pe teren efectiv. O să-mi facă plăcere să mai pun încă o dată piciorul pe gazon. Ok, ajungeți la stadion, este natural închis publicului și găsiți o singură intrare unde se așează lumea și când vă vede un gardian securitate, vă zice, ce faceți mai aici? Ce vreți? Nu suntem vampirii pe care îi cauți. Vampir, ce zici mă, tu ești... Ce vreau să spună, prietenul meu, este că suntem aici pentru a inspecta surpriză anumite chestiuni de securitate. Suntem din partea cuiva foarte important care ar putea să nu se vină în curând aici. Ok, dacă vrei să-mi dai manipulation role să vezi dacă îl convingi. Doar că am eu manipulation. Manipulation plus subterfuge. Ok. Asta o să iasă frumos. Subterfuge. 5 succese. Ok. Începe Lambert să vorbească și îi spune lui la o poveste că cum că lucrăm pentru ăsta, cum că am venit să inspectăm gazonul pentru partida cu Bulls Chicago contra ăștia, cum că am venit să lucrăm pentru ăștia, cum că tu nu trebuie să te bagi în asta. Deci pune povestea cu atât de multe detalii și atât de multe chestii că Michael crede și voi. Eu mă uit într-o stânga și zic, ei, uite o floare. Ok, și mă rog, tipul zice, ok mă, vă las să intrați, dar nu stați mult, vă dă chiar ok și închideți când terminați, ok? Absolut, mulțumim, vom fi recunoscători pentru asta, cu toții vor fi. Da, ok, mă rog, intrați presupun, nu? Da. Da. Și vă îndreptați spre linia celor 45 de metri. Mm-hmm.
Care, apropo, e 7 fără 10 dimineața. Și în timp ce așteptați, vorbiți, vedeți cum un... Eu le zic, mă uit la ceas, băieți, este da. De vreme. Da. Dar e un perception plus alertness toți. Ar trebui să avem time sense totuși. Că, cred că ar trebui să stăm la ascunziș. Eu am dat doar un succes. Două. Ok. Două. Ok, Cassius și Lambert, vedeți cum un elicopter ăsta SWAT începe să meargă spre stadion și aterizează fix pe linia, fix aproape de linia pe care sunteți. Este un avion de ăsta SWAT cu parabrizurile așa în negru ca să nu intre soarele și vezi acolo un vampir pe care nu puteți bine să-l identificați, plus niște echipe SWAT așa umani și vă spune acel vampir, hai intrați și vedeți chiar cum începe să meargă soarele. Intrăm, eu intru. Nu, dați-mi un strike plus athletics, vă rog. Spun, mergeți în direcția ce? Mea. Pentru ce? Stai așa. Să puteți să săriți în avion. Strength plus athletics, serios? Aha. Uh-huh. Powered, pull me up! Stai să găsesc athletics. E prima pe, e a doua pe lista de... Da, am găsit. N-a dat rolul, văd. Ok, vedeți cum Howard intră în avion fără probleme, dar voi tot nu reușiți, vă împiedicați de ceva și chiar o să vă dau un nivel de damage pentru soare. Pull me up! O să-i ajut? Da, stai să dau damage. Pentru amândoi. Ok, Lambert nu ia niciun daniu, mersi pentru el, dar tu, Cassius, iei un nivel de daniu. Ești bruised nivelul 1. Ce iau? Un nivel de daniu, damage. Ok. Ești la nivelul 1 de bruise, așa că ești cam vătămat, dar nu prea e nimic important. Ok, puteți să-mi dați, vrei să-i ajuți, Howard? Da. Ok, dă-mi un strike roll. Ok, dați-mi iar cu un... Dar de data asta îmi dați cu un pull mod plus 3. What? Tot strength plus athletics? Da, doar că îmi dați cu un pull mod plus 3 data asta. Uh-huh. Două succese. Okay. Scriem doar 3, nu? La pull mod plus 3. Da. Plus? Scrie 3. Plus 3. A, 3. Atâta. Păi asta ziceam. Merge și plus 3. Cum vreți. Come on. Haide! Hey! Lambert... Îi trag așa de mână. Hai băieți, țineți-vă bine. Lambert trag eu. Așa bine pe avion, dar ăla care chiar merge bine este Casey. Se urcă așa pe avion perfect. Mă rog, elicopter. Se urcă așa perfect. Sta acolo fără probleme. Și fix când v-ați urcat în avion s-au închis ușile, vă apuc așa somnul de zi. Și dormiți toți. Da, la. Dormiți toți. Am intrat în toropeală. Din mine ies așa, iese fum. Ok. Sunt puțin cooked. Bravo, băieți, m-am bronzat puțin. Bravo, băieți, ați supraviețuit prima noapte, ați supraviețuit prima sesiune. What? E ceva. Vă las să plec cât facem repartiția de experiență, dacă sunteți de amabili. Okay. Ok. Deci vă dau un punct automat, puneți la experiență un punct automat, fiindcă ați supraviețuit nopții. Unde e experiență? Stai. Este sub deasupra la nopți. Ați supraviețuit nopți și nu orice vampir poate să spună asta. Ok. Vă dau fiecăruia un punct pentru interpretație, fiindcă ați făcut-o destul de bine. Așa, deci 2. Oi, și acum trebuie să-mi spuneți ce a învățat personajul vostru pe noaptea asta, pe noaptea asta. Ca să vă dau punctul de learning. Dacă vrei, poți să începi tu, Cassius. Eu? Da, că ce a învățat, personaje, locuri, despre situația orașului. Să spun pur și simplu ce detalii am aflat în personaj, în character. Da, ce a aflat personajul tău? Cât de inteligent a mai devenit? Păi a aflat cam care sunt câțiva din, să spunem așa, cei mai influenți din Chicago, cam care sunt locurile unde se strâng vampirii, cam care e situația între
anarhiști și Camarilla. Aflam mai multe detalii despre prietenul nostru Horace, cel Malkavian, ce generație e și câte puncte de sânge și ce natură. A aflat că a găsit un ritual de taumaturgie de la Harry Houdini, dar trebuie să-l studieze. A aflat că nu-i prea bine să-ți areți colții în, să zicem așa, de față cu alți vampiri, aparent noi au prea, prea bine. Se consideră proastă educație și parcă violesc Camarilla, așa. Așa, și a aflat că nu-i bine să insulți un toreador cu simțul modei. Da, ok, e și tu punctul, deși ar trebui să o faci mai bine în venitoare. Lambert, rândul tău, te rog. Sau nu, mai bine te las pe tine, ultimul. Howard, rândul tău. Howard, în primul și în primul rând am învățat că nu toate concursurile la radio sunt țepe. Așa, după care, mă rog, l-am cunoscut pe Sir de la Succubus, l-am cunoscut pe Modius, l-am cunoscut pe ăsta, pe Horace Stumble la The Cave, care a zis că să mai trecem pe la el. Deci ne-am făcut un contact, ca să zic așa. Ce am mai învățat? Cam asta, cred. Ok, cam slăbuza ți-l dau și ție. În primele nopți o să fiu așa mai blând, dar după aia o să o facem mai bine. Lambert, ce-am învățat? Am învățat că poate nu este o idee bună să dea tocmai cartea sa la toți, în special așa în mod agresiv, pentru că se vor uita apoi cam urât la el și s-ar putea să atragă atenția cui nu trebuie. Apoi am învățat că n-ar trebui să fie chiar atât de dornic, atât de, îmi spun, cu atât de mult entuziasm să-mi figă o țărușă în inima altui vampir, chiar dacă el o cere. Adică nu se face așa ceva. Și am mai învățat. Am învățat că Harry Houdini este viu. Că însuși Harry Houdini este viu. Yeah. Între viu, nevătămat, vampir. E, oarecum nu este într-un mormânt. Da. Adică unul permanent. Adică a fost mai multe. A scăpat. Și am mai învățat că nu aleargă foarte bine. De asemenea că rațele erau mult mai urâte pe vremuri și se bucură că sunt acum mai mici, tot înfiorătare, dar mai mici. Și din nou că nu aleargă foarte bine și ar trebui să se străduiască să învețe, să fie mai atletic, să nu pățească iar ce a pățit. Ok, bravo, ești tu punctul aici. Toți luați 3 puncte de experiență pentru noapte. Felicitări. Thank you. Ok, deci, ce vi s-a părut sesiunea? Amuzantă. Mm-hmm. A fost interesantă. Aștept să vedem acum ce se mai întâmplă momentan. Da, suntem așa un fel de elicopter. Povestea să se pună mai interesantă data viitoare. Momentan suntem așa un fel de mesageri. Du-te acolo, vorbește cu ala, du-te acolo, vorbește cu ala altul. Exact, suntem cam... Nu prea avem nicio idee despre ce se întâmplă exact. Da. Ăsta a fost ca să ne facem contacte? A fost, mă, ca să știți despre chestia cu Lodin dispărut, care, apropo, nu mi-a spus-o niciunul. Credeam că știi deja. Ah, da, e cam a knowledge. Da, dar vi s-a spus, deci voi nu știați înainte, ați învățat noaptea asta. Ok, da, am înțeles. Pentru mine e nouă chestia asta, deci o să știu de acum. Da, cum ai memorie editică, ți-am spus, poți să pui într-o arhivă TXT, într-un carnețel, da, orice. Și mă rog, a jucat destul de bine. Mi-ar fi plăcut să folosiți ceva mai mult abilitățile voastre vampir, dar în general... Ne luăm la bătaie. O să... Da, în următoarea sesiune e foarte probabil că vă las la bătaie, spoiler. Bun. Așa că cam asta a fost pentru noaptea asta. Sper că v-ați distrat. La bătaie, putem să ne uităm la Die Hard sau la ceva? Nu, dar cred că pe vremea asta este Terminator 2 la cinema. Grozav. Luăm și puncte de electronic sau ceva, computers. Luați puncte de la... Luați un punct gratuit pe o singură noapte la Firearm și la Intimidation. Bun. Dacă uitați la film. Sper că v-ați distrat și dacă puteți stabilim sesiunea în aceea zi, dacă puteți toți. Cât timp nu e vineri, la mine este ok. Perfect.
Deci, mulțumesc toată lumea pentru asistare. Iarăși, sper că v-ați distrat. Sper că am fost un GM bun pentru voi. Și dacă nu mai are nimeni ceva de spus, cam asta ar fi pentru noaptea astea. Vă urez o seară cât mai plină de alimentări și mesaje trimise dintr-un loc în altul. Seară bună. Seară bună. Nu uitați să vă culcați până la ora 7 dimineața, pe urmă ne arde. Da. Seară faină. Ceau. Pa. Ciao.